Un meci frumos și o victorie au reușit fetele de la CS Dacia Mioveni în meciul de acasă cu Știința Bacău. Rezultatul de 3-0 venit în fața Științei, o formație cu probleme în acest sezon, s-a datorat nu doar elanului de început al unei nou promovate, ci și prestației foarte bune a jucătoarelor Crișcova, autoarea 16 puncte, și Stanciu, 7 puncte. Meciul a fost la discreția argeșencelor, care s-au impus destul de clar pe durata celor 3 seturi disputate. La finalul jocului, antrenorul câștigătoarelor, Marius Dascălu, a concluzionat: este un succes categoric pe fondul unui joc al fetelor exact și corect, în care nu am lăsat adversarul să-și dezvolte anumite oportunități pe care le avea la dispoziție. Faptul că diferența a fost așa de mare în privința scorului se datorează fetelor, care au reușit să-și păstreze concentrarea pe tot parcursul meciului și nu au lăsat garda jos în niciun moment. Acum urmează să lăsăm în urmă această victorie și să ne axăm pe următorul meci, cel de la Craiova, unde sper să reușim din nou o evoluție bună care să ne mai aducă puncte în clasament. Următorul joc de campionat al echipei de volei CS Dacia Mioveni va fi sâmbătă, 16 octombrie, de la ora 17, în deplasare la SCMU Craiova, echipă care a pierdut în prima etapă în deplasare la CS Medgidia cu 3-0.